Lexer simte publicul ca nimeni altul și știe să facă show. Dacă ai fost prezent în clubul Drive, te-ai putut convinge. Dacă nu, atunci îți arătăm noi. Faceți cunoștință! Ea e moldoveanca alături de care va cânta Lexter în noul său videoclip. No, she was presented to me because they told me she sings very well. So I came here to find out how good a singer she was, and I found out she's a very good singer. So we met in the studio. She showed me what she could do, and then from on we made some songs together. Am făcut cunoștință în studio pentru colaborarea asupra unei piese. E o onoare pentru mine să cânt pe aceeași scenă și să am o piesă împreună cu Lexer. Câteva secvențe din videoclipul piesei Lover's Cry au fost filmate la noi în Chișinău și, desigur, în clubul Drive, unde vineri seara Lexer a susținut un mega concert. O să fie și detalii amuzante și dans și multă energie pozitivă și dinamism. Eu sunt o fată care a scris o piesă și am trimis-o companiei cu care colaborez acum. Și compania a acceptat, piesa mea i-a plăcut și o lansăm. Evelina Vârlan are experiență și în modeling, televiziune, iar acum s-a apucat și de cântat. Cei doi spun că le este foarte ușor să colaboreze. O fi ceva mai mult la mijloc. It's a woman, what do you expect? Tough. No, she's actually very, very good. I mean, I was impressed with her energy. The first time we recorded together, she stayed up for, I think it was about nearly 26 hours straight, recording, and she stayed. I said, go, you can go home. She said, no, I'll stay. I said, okay, stay. And she stayed. So she's very positive in what she does. I'm impressed with her energy. She's very professional. She works very, very hard to make the songs the best she can, and I think she deserves a chance like anybody else. And it works hard, obviously. E foarte ușor pentru că este o persoană extrem de pozitivă, care întotdeauna te molipsește de zâmbet, de bună dispoziție, este foarte, foarte energic. Ceea ce de fapt îmi place foarte mult, mă inspiră și așa este cum a spus el. Când am făcut cunoștință, nu ne-am despărțit vreo două zile, pentru că eram atât de inspirați să lucrăm, că nici nu mai aveam timp de somn. Who's that man now?